Republicii Moldova. Nu este necesar ca această persoană să fie cercetată în stare de arest. La orice demers a instanței de judecată sau organului de urmărire penală, eu sunt convins că domnul Stoianov se va prezenta în vederea susținerii poziției sale și în vederea susținerii apărării. Dumnealui se consideră nevinovat. Eu cred că această considerațiune o are majoritatea populației din Republica Moldova. Ceea cum s-a organizat reținerea dumnealui, o viteză extracosmică, da? Unii spun că o oră și 37 de minute. Nu. Doar în 37 de minute a fost acest lucru făcut. Pornită urmărirea penală, semnată ordonanța de începerea urmăririi penale și reținerea procurorului general. Așa ceva n-am mai văzut o lume întreagă. Probabil anume de asta TAC și ambasadele și organismele internaționale, deoarece nu în condițiile respective nu știu cum să reacționeze. Dar de reacționat trebuie prompt, stimați cetățeni. Nu este vorba de numele Alexandru Stoianov. Așa ceva poate să se întâmple astăzi cu fiecare din cetățenii Republicii Moldova. Dacă ei și-au permis în așa haos să rețină un procuror general, ce să mai vorbim despre un simplu cetățean? Astăzi noi vorbim despre principii și astăzi suntem aici pentru a apăra principiile unanim recunoscute și consfințite cât în Constituția Republicii Moldova, atât și în actele internaționale la care Republica Moldova este parte. Principiul unui stat de drept, principiul unui stat democratic, care în data de 5-6 octombrie și până în ziua de astăzi, aceste principii erau sfidate, rușinos, barbar, de către această guvernare. Și ei au crezut că noi stăm în continuare la bucătăriile noastre și stăm și n-ați vorbim absolut despre acest lucru. N-o să ne indignăm, n-o să cerem ca să fie restabilit principiul statului de drept. Eu cred că cei care astăzi și zilele trecute și zilele următoare vor ieși aici în Chișinău, în centrele raionale, în localitățile unde ei stau, trebuie cu glas deschis să vorbească și să condamne ce se întâmplă în aceste zile la noi în Republica Moldova. Noi mergem mai departe, deoarece în continuare, când va începe procesul, urmează să apărăm în fața instanței de judecată, să pledăm și să susținem acele demersuri care le-am enunțat în fața instanței de judecată. Acele garanții personale care noi, deputații în Parlament, le dăm în fața instanței de judecată și suntem, dacă vreți, susținători a ideii că acest proces trebuie să fie unul echitabil, unul transparent și noi personal suntem garanți aceea că domnul Stoianoglu la prima chemare, fie în instanță de judecată, fie în fața organului de urmărire penale, va veni și va pleda, nu se va ascunde nicăieri, și va pleda pentru nevinovăția sa. Iar acum, haideți să facem tot posibilul ca justiția din Republica Moldova să audă glasul nostru, ca justiția din Republica Moldova să știe că noi pledăm pentru o justiție corectă. Vrem justiție corectă! 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 Свободу Стоянова! Свободу Стоянова! Свободу Стоянова! Свободу Стоянова! Свободу!
Товарищи, все? Товарищи, всех приветствую! В этом здании суда в 2014 году было возбуждено первое политическое дело, так называемое дело антифашистской дружины. Тогда Плохотнюк, чтобы отвлечь внимание от кражи миллиарда, арестовал двух простых ребят. Их продержали полгода в тюрьме. 2014 год это стал годом начала политических репрессий в Республике Молдова. Потом мы еще видели очень много политических заключенных, мотивированных различных политических дел. И вот 2 года, как Плохотнюк сбежал, как у нас наш народный прокурор Александр Стояногло, и Молдова не знает эти 2 года политических дел. Но новая желтая власть, как мы и предупреждали, скатилась до того же самого и даже больше, и даже более нагло и тупо делает, чем это делал Плохотнюк. Что нам сегодня в этой ситуации делать? Нам надо сказать свое слово. 7 лет! 7 лет вот в этом суде, суде первой инстанции сектора Чекана, рассматривается так называемое дело Антифа. Это дело Антифа признано политическим и на международном, и на национальном уровне. Сразу после бегства Плохотнюка. Но прокурор Штифырце, пусть он меня услышит, прокурор Штифырце не хочет отзывать обвинения. Хочу напомнить, что это дело, первое политическое дело в Республике Молдова, было инициировано не кем-нибудь, а тем самым Виареллом Марарем и его приспешниками, прокурорами Бобровым, Чебано, Обаде, всеми теми, которые потом, по странному стечению обстоятельств, были задействованы в расследовании, в кавычках, дела кражи миллиарда. Какие интересные совпадения. Теперь понятно, почему так долго, 7 лет затягивается это дело. Товарищи, мы не должны больше допустить повторения режима Плохотнюка в этой стране. Мы должны дать свой жесткий ответ тем действиям, которые предпринимает вот эта хунта. Свободу Александру Стояногло! Свободу Стояногло! Свободу Стояногло! Свободу Стояногло! Свободу Стояногло! Свободу Стояногло! Стимас приятель, вадучи заминте делаче анчепут тота часто ваканали. Un deputat m-a spus, doamna Bodnarenca, semeistva Carpovich, a depus un denunț, apropo, acest deputat care semna pentru înaintarea lui Plohotniuc în calitate de prim-ministru. A depus un denunț împotriva persoanei care, venind în calitate de procuror general, examinând sau făcând o revizie a celor întâmplate ultimele 10 ani în procuratură, a vorbit despre faptul că în acești ani am avut deținuți politici, am avut persoane, businessmani închiși în beș, așa cum spune în popor, care le-au luat active, afacerile și multe alte lucruri. Și astăzi, această persoană, Alexandru Stoianoglo, dacă vreți, este deținut politic. O persoană care a luptat în permanență pentru independența procuraturii de orice amestec în treburile procuraturii, în primul și în primul rând, din partea politicului. Astăzi, dumnealui, cel care a luptat împotriva acestui fenomen a deținuților politici, astăzi este deținut politic. Acum, nou ni s-a comunicat că instanța de judecată a luat o pauză de 1 oră de vreme. Либо они хотят взять измором всех нас,
либо они не знают, что делать. Стимат приятель, чей кореасы сидит саичал эту ординой. А часто паузы кореафос луата, ее кредка, ну что, фикаре пать прочидезе кум вря, птец и рамынец, но депутация его с рамынем аич, чине аре алте требуют пати са мярга, дар ее кредка тоц требуя са симте, а часто унитате, și tot trebuie să simtă că noi nu cedăm în acest proces, vom fi alături, vom fi întotdeauna cu ochii pe acest proces și vom pleda întotdeauna că acest proces fie unul transparent și cu respectarea tuturor normelor prescrise de lege și prescrise de acte internaționale. Vrem justiție corectă! Vrem justiție corectă! Vrem justiție corectă! Vrem justiție corectă! Третий молодой чинил старшему коллегу Григоря. Був поверить рев, дар шагинца, кари у нас начапала уровень нову шатри и зечи. А инчекут ла 11.60. В 50 минуте а фост анонсата о паузе. De ce noi vă mulțumim pe dumneavoastră mult, toți oamenii care sunteți alături și împreună ne luptăm pentru justiție. Nu doar pentru cazul domnului Stoianoglu, dar și de principiu. Justiția în Republica Moldova trebuie să fie liberă și oamenii trebuie să fie informați. Și omul nu trebuie ridicat pe sus cu mascații cu 5 minute înainte conferinței de presă. De 2 ani Moldova a fost un stat mult mai liber. N-am avut presiuni politice, n-am avut urmăriri politice. Oamenii nu au avut frică să expună poziția lor. Și iată am ajuns la situație când iară un show de prost gust, justiție televizată, netransparentă, niște învinuiri absolut irelevante și fără acoperire juridică. Și iată suntem aici ca să solicităm libertatea domnului Stoianoglu și să fie cercetat și să poată participa la un proces public, fără a fi ținut în izolator. Noi suntem absolut siguri că dumnealui are capacitatea să prezinte și să apere poziția lui. Dar pe viitor este un mesaj din partea noastră către guvernare. Dumneavoastră ați promis o justiție corectă. Dar astăzi folosind niște oameni care anterior au deservit regimul Plahotniuc, astăzi dumneavoastră ați dat dovadă că în Republica Moldova nu există nici lege, nici proceduri și iară ne întoarcem la mascați. De aceea am venit să cerem justiție, să cerem dreptate și am venit să spunem că societatea noastră, oamenii noștri sunt mult mai deștepți decât pare cuiva. Lupta politică trebuie să aibă un caracter decent. Trebuie să existe dezbateri civilizate. Trebuie să existe concurența egală, condiții egale. Și nu ceea ce numește guvernare de astăzi, justiție. Așa justiție nici Plahotniuc nu permitea. El măcar o formă căuta. Ăștia l-au depășit și pe acesta. De aceea noi vă mulțumim că suntem astăzi alături. Ca de ceva vom apela la societate. Duminică ne vedem în Piața Mare din adunări naționale, ori în fața Parlamentului. Vor decide toți participanții care vor fi. Dar vă sigur ceea ce facem noi, ceea ce vom face duminică și în zile care urmează nu este despre un partid politic. Este nedorința oamenilor de a mai trăi într-un stat cu asemenea practici, când justiția o fac mascați. Când între ministrul justiției presează Consiliul Suprem a Procurorilor, domnul Stoianoglu nici nu este audiat și iată ce avem noi. Și un deputat din coaliția lui Plahotniuc, în baza demersului căruia se face această justiție. De aceea vom fi foarte activi și vom face tot posibilul ca și domnul Stoianoglu să fie cercetat în stare de libertate. El este procurorul general, el are un mandat. Și fiecare cetățean să aibă posibilitate să aibă un proces echitabil. Nu vrem altceva decât dreptate. Mulțumim tuturor pentru participare. Vrem justiție corectă! Vrem justiție!
Свободу! Стоєногла! Свободу! Стоєногла! Свободу! Стоєногла! Свободу! Стоєногла! Нет диктатуре! Нет диктатуре! Нет диктатуре! Нет диктатуре! Свободу стоянугла! Свободу стоянугла! Свободу стоянугла! Свободу стоянугла! Свободу стоянугла! Пришел сам из чистых побуждений, а вам заплатили сюда, чтобы вы пришли. Стоянугла! Да, да, я пришел в Стоянугла за свой Я его наберу. Да. Бабушка, видишь, да, да, да. Лапушка, рись, то я добра, что то! Чертец с ним там, он шкасал. Так и не приедет, слепа не носит, человек. Так что так делал и прокурором, ну, просто спутать или нет. Никита! Серёпчик? Да не отвлекай, я сейчас.
Давай, давай, идем со мной. Давай пару слов. Мы тебя все равно снимали. Da. Noi am venit să apărăm, de fapt, democrația din Republica Moldova, să apărăm drepturile și interesele tuturor cetățenilor a căror aceste drepturi au fost încălcate în mod abuziv de actuala guvernare. Și nu în ultimul rând, sigur că am venit să apărăm și să susținem procurorul general Alexandru Stoianoglu, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile recent a fost o tentativă de atac raider asupra procuraturii generale și modalitatea în care a fost reținut domnul Stoianoglu fiind în calitatea sa de procuror general a fost una umilitoare. Și mai mult ca atât, noi nu vorbim de factologie juridică ca temei de intentarea dosarului penal și de reținerea acestuia, dar noi vorbim despre faptul că au procedat aceștia care astăzi ne guvernează țara exact așa cum se proceda cu noi toți anterior pe timpul lui Plahotniuc. Noaptea pe furiș, mascați, cu automate. Deci ei, prin aceste metode, au demonstrat și demonstrează în continuare tuturor cetățenilor că în cazul în care veți dori să deschideți gura, așa se va întâmpla cu fiecare dintre dumneavoastră. Ce trebuie să ne gândim noi astăzi? Că trebuie să avem frică să deschidem gura, să spunem lucrurilor pe nume,
Trebuie să ne temem de cei din PAS pentru ca să ne expunem poziția noastră vis-a-vis de ilegalitățile comise de ei față de Alexandru Stoianoglo, pentru aberațiile care le scriu deputații pe rețele de socializare, că cei care apără procurorul general îl apără pe Platon. Eu cred că sunt niște declarații aberante a acestor deputați, a acestei guvernări, și noi din 2014, cei de la partidul nostru, cei care am fost persecutați toți acești ani, ne-au fost fabricate dosare penale pe criterii politice. Noi nu am tăcut din 2014 și nu vom tace nici în continuare. Eu aș vrea și colegii mei să zică două cuvinte. Я хочу объяснить, если, может быть, некоторые зрители не знают, что происходит, объяснить, что происходит. Мы находимся возле Кишиневского суда сектора Чукана. Здесь рассматривается запрос прокуратуры о применении меры пресечения в виде ареста на 30 суток для генерального прокурора Александра Стояногла. Я не говорю бывшего генерального прокурора, потому что мы считаем, что он остается генеральным прокурором Республики Молдова. Об этом вчера сказал и председатель нашей партии Рената Усатый, что именно Стояногла генеральный прокурор. Все остальные это самозванцы. Они незаконно по беспределу сместили его с должности, возбудили это уголовное дело. То есть, юристы, наверное, лучше скажут, но, насколько я понял, были допущены многочисленные нарушения, в том числе процедурного характера и в административном процессе. Не знаю, вот сегодня прочитал, правда или нет, если что для возбуждения уголовного дела должно было состояться дополнительное заседание Высшего совета прокуроров. Так и декларацию Керашаиски? Ну, это интерпретация уголовно-процессуальных норм, но об этом я постараюсь да, рассказать. То есть мы расцениваем это как политическое заказное дело, как желание правящей партии ПАС, президента Майя Санду, установить контроль над Генеральной прокуратурой и как бы полностью завершить, практически полностью, строительство своей пирамиды тоталитарной, уже можно сказать, власти. То есть они ведут себя точно так же, как до этого вел Плохотнюк с его знаменитым, уже печально знаменитым режимом захваченного государства. То есть они решили избавить Молдову от захваченного государства Плохотнюка путем собственного перезахвата этого государства и установления своего уже режима захваченного государства. Они при этом стараются вести себя, ну как бы они тут ни при чем, Майя Санду, она делает такие очень осторожные заявления, вот что пусть прокуратура обеспечит транспарентность, пусть будет обеспечена законность, общественное мнение должно знать, что происходит. Но никто, конечно, не поверит, что нынешняя власть может принимать какие-то решения без отмашки со стороны как лидеров партии ПАС. Фактически неформальным лидером этой партии остается президент Майя Санду. Вот сегодня я прочитал даже один смешной такой комментарий одного бывшего премьер-министра. Он говорит, Майя Санду и Сергей Литвиненко не идиоты, чтобы вот так грубо возбуждать уголовное дело и арестовывать Стояногла. Они хотели просто якобы провести дисциплинарную процедуру, дать ему оценку и потом так потихонечку, как бы аккуратно его сместить с должности. Но они стали жертвой разборок каких-то кланов внутри прокуратуры. Эти прокурорские, значит, одна группировка быстренько, значит, решила избавиться от Стояногла вопреки желанию Санду и Литвиненко. И вот они подставили якобы президента. Ну что на это можно сказать? Если вас развели какие-то прокурорские, то значит вы вообще не контролируете ситуацию, и спрашивается, какие вы тогда вообще не идиоты. Но если вы же сознательно это хотели сделать, то вы тоже идиоты. То есть тут все понятно, и по-моему. И так тюрьма, и так 2 года, да? Да, то есть что так идиоты в квадрате. То есть не надо прикидываться дурачками, что они здесь ни при чем. Они просто хотят установить контроль над Генеральной прокуратурой для того, чтобы использовать ее как дубину, как против своих политических оппонентов, так и для решения других вопросов.
Da, aș fi vrut și eu să zic câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă în aceste zile în societate, în statul Republica Moldova. Deci noi cu toții urmărim o mare, cum să zic, ilegalitate și un mare abuz care a avut loc odată cu reținerea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Pe mine însă, ca simplu om din societate, eu fac abstracție de faptul că sunt avocat. Mă mir unele lucruri și am să vă explic ce anume. Astăzi am citit reacția oficială a președintei Maia Sandu. Am aflat din această postare că președinta Republicii Moldova cu stupoare urmărește despre evenimentele care se derulează în jurul cazului Alexandru Stoianoglu. Dumnezeu chiar se arată nedumerită despre demersul procurorului de caz de aplicarea măsurii preventive, arestul preventiv în privința lui Alexandru Stoianoglu. Deci asta mă miră, poziția dumneiei, am să vă explic sau cel puțin am să încerc să vă explic. Haideți să urmărim logica evenimentelor produse începând cu seara sau ziua de 5 octombrie, dacă nu greșesc. Undeva în jurul amiezii a avut loc acea ședință a Consiliului Superior a Procurorilor, unde a participat deputatul Lilian Car. Dânsul a prezentat la acea ședință o sesizare care, din câte noi am înțeles și ulterior s-a confirmat, s-a bazat pe o investigație jurnalistică în care se cuprindeau mai multe acuzații în privința procurorului general. Deci, repet, e vorba despre ora 12. Ulterior a avut loc ședința, membrii Consiliului Superior a Procurorilor au votat pentru examinarea acestei sesizări sau acestui denunț, mai bine zis, și a fost desemnat pe la orele două procurorul de caz, domnul Furtună, nu mai știu cum îl cheamă. Deci de la ora două până în momentul când domnul Furtună a dispus prin ordonanță pornirea urmăririi penale pe 5 capete de acuzare, ordonanță cu privire la efectuarea percheziției, ordonanță de reținere, au trecut nici mai mult, nici mai puțin 2 ore. Acum așa un exercițiu sau să ne punem un pic imaginația în mișcare. Deci un om de rând, pentru a studia o sesizare care se referă la 5 capete de acuzație, la fiind anexate mai multe înscrisuri, documente, deci eu bănuiesc că e vorba cam așa de vreo 100 de file, dacă nu și mai mult. Această sesizare trebuia să fie citită, nu doar lecturată de domnul Furtună, dar ea trebuia să fie analizată prin prisma constatării bănuieli rezonabile care să servească drept temei de a porni urmărire penală pe 5 capete de acuzație. Deci după ce dânsul a analizat, el trebuia să dactilografieze și am enumerat câte documente, minimum 3 documente. Toate aceste documente, ele trebuia să fie foarte voluminoase, pentru că fiecare capăt de acuzare urmează să fie descris minuțios și prin prisma codului procedură penală și prin prisma deci, calificării juridico-penale. Deci ori noi avem un geniu în procuratură, ori ceea ce e mai mult probabil și se confirme versiunea noastră a tuturor, că toate actele, toate documentele au fost pregătite din timp. Și despre asta cunoștea și Serviciul de Informații și Securitate, care se află sub conducerea președintei Maia Sandu, și nimic nu s-a întâmplat fără ca dânsa să cunoască și să-și dea aprobare. De atâta pe mine mă miră toată stupoarea asta și nedumerirea conducerii de vârf a Republicii Moldova. Iar acum, spre final, aș fi vrut să-l chem sau să-l provoc, așa, să-i propun o provocare domnului procuror Furtună, un test de citire, cât de rapid dumnealui citește, ca să vedem dacă era dânsul capabil în 2 ore să studieze teancul de materiale prezentat de deputatul Car, și un test de dactilografiere, dacă dânsul e capabil să dactilografieze o filă și în cât timp este capabil să o facă. Acum, ca să fie clar de ce noi protestăm și de ce există toate motivele, să considerăm că este vorba de un abuz și o ilegalitate.
deoarece are loc un scenariu, pur și simplu. Acest caz nu este un caz penal bine documentat, instrumentat. Este un caz fabricat. Și da, noi, susținătorii și membrii partidului nostru, o să protestăm atunci când este vorba de ilegalitate. Pe final aș vrea să mă adresez celor din PAS, președintelui țării Maia Sandu. Voi ați fost acei care, de rând cu alți cetățeni din Republica Moldova, ați protestat pentru un stat de drept, ați protestat pentru ca în Republica Moldova să fie cuvântul democrație spus cu sunetare și cu mândrie, ați protestat împotriva abuzurilor și ilegalităților efectuate de către regimul Plahotniuc. Acum vă rog frumos tot voi să ieșiți în fața cetățenilor pe care i-ați mințit și la alegeri prezidențiale, și la alegeri parlamentare, să ieșiți să le spuneți adevărul, că sunteți niște mincinoși, pentru că nu ăsta a fost scopul vostru. Nu a fost scopul vostru să instituiți un stat de drept unde să funcționeze instituțiile statului bazate pe lege. Scopul vostru a fost să vă angajați verișorii la funcții de conducere, să vă angajați neamurile, finii, să-l aduceți înapoi în sistem pe criminalul de Viorel Murari și să vă dirigeze cum trebuie să duceți o urmărire penală, oamenii lui Plahotniuc acum revin în sistem. Înseamnă că voi, cei de la PAS și doamna președinte dumneavoastră, sunteți complice a acestei ilegalități și acestui regim criminal. Și da, nu am gândit că atât de curând vor fi pronunțate cuvintele jos criminale și jos mafioții și stat capturat. Voi, cei de la PAS și dumneavoastră, doamna Maia, președinte a țării, voi i-ați determinat pe oameni să pronunțe aceste cuvinte. Iar noi, cei care am fost luptători din 2014 încoace pentru real un stat de drept și pentru o democrație funcțională în Republica Moldova, în continuare vom apăra interesele acestei țări și noi nu o să vă permitem vouă să vă faceți de cap așa cum și-a făcut de cap în țara noastră Plahotniuc. Și da, Alexandru Stoianoglu este procurorul general a Republicii Moldova. Cât de mult nu v-ați strădui, pe cine n-ați pune în funcții, slugăi lui Plahotniuc, al lui Viorel Murari, Stoianoglu este procurorul general a Republicii Moldova. Stimați prieteni, noi vom fi în continuare, vom sta aici la judecătoria cu sediu Ciocana. O să vă anunțăm pe parcurs despre deciziile luate. Doamna avocat a discutat în prealabil și cu avocatul domnului Stoianoglu, domnul Gafton, și au convenit la o conlucrare pe parcurs. O să vă ținem la curent și o să întrerupem acest live pentru că toți așteaptă niște decizii a instanței de judecată. Ca să nu vă reținem nici pe dumneavoastră din timpul dumneavoastră prețios, noi neapărat o să venim cu detalii pe parcurs. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și niciodată să nu aveți frică să spuneți lucrurilor pe nume, indiferent cine n-ar fi. Plahotniuc, Viorel Murari, PAS, Maia Sandu. Fiți acei pe care vă cunoaștem voi, oameni demni de această țară. Dar unele detalii despre ceea ce se întâmplă acum în sediu judecătoriei Chișinău-Ciocana. Deci, la moment, avocații lui Stoianoglu au înaintat cereri prin care solicită strămutarea examinării demersului procurorului de aplicare a arestului preventiv la o altă instanță de judecată, motivul invocat fiind neîncrederea și conflictul, de fapt, care a avut loc între procurorul în exercițiu, domnul Alexandru Stoianoglu, și președintele judecătoriei Ciocana, domnul Pavliuc Ghenadi, și asta, deci, poate duce la știrbirea din imparțialitate și obiectivitate la examinarea demersului. Acum, deci, această cerere a fost transmisă unui alt judecător, dânsul urmează să stabilească ora când o să examineze cererea și după deja o să examineze cererea, o să cunoaștem dacă cauza va fi reținută spre examinare la Ciocana sau va fi transmisă într-un alt sediu de judecată. Cu detalii vom reveni mai târziu.
вас. Thank you.